invitat pentru acest meci din etapa a treia, care se joacă pe stadionul Francis von Neumann. Și Muta începe cu Iacob în poartă. Este absolut același 11 care a obținut victoria în deplasare cu FC Argeș 1-0. Vucevic, Erico, Medi Moreț și Jliakov în apărare. Antan, Baca, Pasalia și Ubin la mijloc, în față Dangubici și Niculescu. Sunt numai puțin de 8 străini în primul 11 al formației arădene. De cealaltă parte, FCSB cu Straton titular, Haruț, Grețu, Cristea și Șerban în apărare, Oaidă, Ovidiu Popescu și Moruțan la mijloc, în față Octavian Popescu, Dumiter și Tănase. Prima ninge este a gazdelor. Vacan formidabil pe această arenă care arată foarte bine. O arenă de 12.700 de locuri care a costat cam 14 milioane de euro. Arbitrul lasă jocul să continue. Foarte bun pressingul și șutul nu reprezintă o problemă pentru Cătălin Straton. Cornerul bătut de Bata arată bine. A reușit Haruț să reziste la cel doi la Irian. Uta continuă atacul. Într-un moment de entuziasm, Vukcevic crede că are șut bun de la distanță. Antal, nu, a fost Pasalia. Acum este Antal. Pasă greșită în zona centrală, minge interceptată de Ovidiu Popescu și din nou Antal cu o recuperare, pasă foarte bună, superioritate acolo în zona centrală, se poate finaliza și este gol, Luta! O minge care îl prinde pe Straton pe picior greșit, probabil balon deviat. Ubing este autorul golului, Cornelis Ubing, fundașul, mijlocașul stânga olandez, deschide scorul, încep grijile pe banca FCSB-ului. Foarte bună a fost această intervenție a lui Antal, urmată de o pasă dată rapid. Ubing preia și mingea este deviată, într-adevăr. Minge deviată. Și minge în adâncime, iese Straton, iese la timp și ajunge înaintea lui Filip Dangubici, vârful de atac croat al Utei. Oh, ce pasă înapoi! Dangubici, dacă ar fi fost un pic mai atent, dacă ar fi plecat mai repede la această minge, cred că ajungea înaintea lui Straton. Faci 3 schimbări în minutul 33. Acesta este Dumiter. Acesta este Oaidă. Să faci 3 schimbări în minutul, după mai bine de o jumătate de oră, ceva mai mult de o jumătate de oră, ilustrează perfect haosul managerial al acestei trupe, care nu va reuși niciodată nimic în materie de palmares, în materie de performanță. Iese Cristea. Suntem martorii în direct ai falimentului managerial al acestei echipe. FCSB sabotată frenetic de patronul, care crede că se pricepe la fotbal. Abia au transpirat jucătorii pe care acest domn îi schimbă, nu vrea să-i mai vadă în această partidă. Până și o turmă de oi e condusă de cioban și nu de proprietarul oilor. Îl lași pe cioban să-și facă treaba, iar la final faci bilanțul. Câtă brânză, cât lapte, câtă lână ți-a produs turma. Ce schemă să mai faci, cum să mai faci vreo schemă la cornere, când sunt schimbați deja 3 jucători. Aici greșește Iacob.
Maruț este acolo, la un metru de poartă, lovește însă mingea greșit, corner bine bătut de Moruțan. În pauza dintre sezoane și iată acum pe Coman, șut cu stângul, apărat foarte bine de Florin Iacob. Acțiune periculoasă, cea mai periculoasă acțiune a oaspeților. Și Coman știe că sezonul trecut a dat un singur gol și l-a marcat în acea partidă cu UTA, încheiat cu o centrare nu tocmai bună, balonul recuperat de Tănase. Tănase are culoar de șut și se chinuie efectiv Iacob să șansă portarul UTEI la acest șut. O minge deviată ușor, dacă mă înșel, de Erico. Bine bătut, voleu nereușit, din nou Erico reușește să dea de lângă Alexandru Crețu, nu se uită la minge, nu știe când vine mingea, degeaba stai doar cu ochii pe jucător, pentru că trebuie să ai în vedere și mingea. Tănase, accelerează Tănase, reușește pasa și vine șutul scăpat de Iacob, o minge care trece pe sub Iacob. Este șutul lui Stoica. Noul intrat Stoica punctează în minutul 91. Ascultați răgnetul de deznădejde al lui Iacob. A fost un șut parabil. A fost un șut parabil. E, dacă l-ar fi scăpat Vlad, care ar fi fost reacția? Stratos s-a grăbit să evite blocajul adversarului. Și meciul se termină. UTA FCSB 1-1. FCSB salvează remiza cu un gol marcat în minutul 90 de tânărul Iani Stoica, după ce în minutul 20 UTA deschidea scorul prin Ubin 2-0. Meci disputat într-o atmosferă minunată.